cuido mucho. E ti dà forte lo vento su una lega terrazza davanti al volvo di sorriso. Oggi la versa
Thank you.
Foarte bine aici, dar nu mă așteptam la atâta inimă, atât suflet. Ascultarea, răbdarea dânșilor. M-au înțeles extraordinar la fiecare frază, reacționau, atât de frumos. Iar aplauzele au fost extraordinare și m-au hrănit extraordinar. Atât de frumos a fost, deci nu știu cum să mă exprim. Poate că ar trebui un concert mult mai mare decât acesta, să se bucure mai multă lume. Aflat aici, în Vâlcea, m-aș bucura. Ateneul Popular este o instituție extraordinară, cu o energie deosebită, iar fonica, e fonica extraordinară. Dar am avut șansa de a reveni pe această scenă, nu am mai fost cât de vreo 14 ani, și să ne întâlnesc cu un public la fel de minunat. Sunteți extraordinar, vă iubesc. Cum gestionați emoțiile? Iată, prin alcool. Nu, gândesc. Nu. Gestionez. La mine sunt constructive. Nici de cum. Emoțiile nu sunt destructive, pentru că altfel n-aș mai putea cânta. Dar câteodată se întâmplă să am lacrimi în ochi, să am un nod în gât, știți, mă exprimând la popular, și să nu mai pot exprima prin sunet. Dar depășesc într-o față de secundă acel moment. Pentru că eu trăiesc prin muzică. Mie sunetul îmi dă sentimentul acela extraordinar. Nu neapărat textul, să știți. Dar cumulate, se dezvoltă mult mai mult în sufletul meu ce se întâmplă pe scenă. Și atunci când mă exprim muzical. Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră acum pe final? Ca să mă exprim precum Caragiale, ceva care gâghilă în mod plăcut urechilor. Da. Muzica este totul, exprimarea trăirilor, sentimentelor pe care le ai în sufletul tău. Nu am o filozofie extraordinară, este aceea de a trăi prin muzică, este ființa mea, efectiv. Mai mult nu pot să spun.